Din partea pozitivă, bineînțeles că noi am trecut la economii de piață, mai multă independență, deci posibilități de a soluționa probleme la nivel local. Dacă vorbim în aspect negativ, atunci vreau să menționez că reformele care s-au efectuat în agricultură nu au fost suficient chipzuite, nu au fost suficient cântărite. Orientând-ne preponderent la obținerea un nivel de producție mai înalt, noi am pierdut în calitatea solului, fertilitatea solului, care, cu păreri de rău, devine un factor limitativ. Odată cu independența, a fost privatizat terenul, dar dacă vorbim despre pământ, despre sol, noi suntem proprietari, dar nu avem stăpân pământ, din cauza că statul, practic, a neglijat importanța sa în reglementarea modului corect de folosire a solului. Din cauza că solul ne aparțin nu nouă, solul ne aparțin și cei care vor veni după noi. Și ei ne vor blastăma pentru atârnarea noastră negospodărească față de sol. Bogăția noastră supremă sunt cernoziomurile și dacă noi o să permitem ca acest cernoziom să acumuleze substanța organică a solului, noi vom mări serviciile benefice pentru societate, apă potabilă, produse de calitate înaltă, vom reduce încălzirea globală. Deci asta ține de interesul statului. Sunt optimist și consider că încă nu este totul pierdut. Noi avem posibilitate să restabilim acel sistem de agricultură rațional, rezonabil pentru mediul ambient și pentru societatea întregime.